Eveniment istoric în Episcopia Caransebeșului, astăzi a fost sfințită piatra de temelie pentru o nouă biserică, ce va fi construită pe locul unei vechi mănăstiri din secolul al XVI-lea de pe Valea Văradului din Clisura Dunării. Noul schid va avea hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Arhanghel Mihail. În ziua pomenirii minunii din Colose a Sfântului Arhanghel Mihail, localitatea Coronini din Clisura Dunării și-a sărbătorit ocrotitorul. Cu această ocazie, credincioșii de aici au participat la slujba sfințirii pietrei de temelie pentru viitoarea biserică, ce va avea hramurile Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Arhanghel Mihail. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie, iar la final, protosinghelul Galaction Roiban a fost instalat egumen al viitorului schit. La sărbătoarea Sfântului Arhanghel Mihail din 6 septembrie, mai precis minunea Sfântului Arhanghel Mihail din Colose, am poposit duhovnicește și am slujit cu mare bucurie aici la Coronin, pe clisura Dunării, pe Valea Văradului, punând piatra de temelie și sfințind locul pentru construirea unei biserici mănăstirești, deoarece în secolul al XVI-lea pe acest loc a existat o mănăstire. Ruinele s-au descoperit în 2012-2013 și iată, în anul omagial al satului românesc, lângă satul dunărean, satul românesc Coronini, punem piatra de temelie pentru a înnoda șirul rugăciunilor și a liturghiilor în acest loc atât de frumos și drag nouă tuturor, clisura Dunării. Totodată l-am hirotesit stareț astăzi în fața credincioșilor și a preoților din zonă pe părintele Galaction, fiul satului Coronini, viețuitor la mănăstirea Sâmbăta de Sus, ucenic iubit al părintelui Teofil Părăian și până acum viețuitor la așezământul social monahal de la Glimboca. Astăzi clopotul bisericii de la Sfânta Liturghie s-a unit cu rugăciunea multora dintre înaintașii noștri care au ostenit pe aceste meleaguri în mănăstirea veche de acum 500 de ani. Astăzi trăim, de fapt, o a doua înviere, pentru că astăzi liturghia, rugăciunea a început să se ridice odată cu altarul de jertfă care va fi pus aici și din care se va sluji de azi înainte. Nădăjduim că în timp relativ scurt ne vom bucura de o biserică nouă în acest loc și astfel se va reînnoda viața monahală care a existat în acest loc, pentru că locul acesta are și denumirea, poartă toponimul de mănăstire și credincioșii din Valea Varadului și din clisura Dunării veneau cu multe evlavie să se închine la această biserică. Pentru mine a fost o mare bucurie să aud asemenea cântece frumoase și așa o slujbă înălțătoare, pentru că eu pe aici am păzit oile și poate nu am îndrăznit să visez că într-o zi se va întâmpla asta. Dar întotdeauna noi povesteam de locul ăsta și ne imaginam cum au fost călugării care au trăit aici. Pentru locuitorii comunei Coronin este parcă un nou început al vieții duhovnicești aici, pentru că aici povesteau, aici vorbeau toți, aici toți au copilărit și spuneau că aici a fost mănăstire și niciodată nu cred că s-au gândit că vreodată va vedea cu ochii lor că se va înfăptui acest lucru. Existența mănăstirii Sfântul Arhanghel Mihail este consemnată într-un document otoman din perioada 1569-1579.